A fost aglomerați astăzi la ieșirea din țară în vămile din vestul țării. Primul avion din Arad cu destinația Egipt, Hurghada, a plecat sâmbătă din Arad. Mii de credincioși romano-catolici au participat la slujba de înviere. A fost aglomerație pe sensul de ieșire din țară în Vama, Nădlac 2, în această dimineață. Miile de români care au profitat de mini-vacanța de Paștele Catolic și s-au întors acasă au fost acum nevoiți să facă cale întoarsă. S-a așteptat chiar și 2 ore la controlul vamal, spre disperarea șoferilor care aveau de parcurs sute de kilometri până la destinație. Singura consolare, dacă putem spune așa, au fost bunătățile tradiționale cu care românii și-au umplut portbagajele. Așa arăta Vama Nădlac, situată pe autostradă în jurul prânzului. O mare de mașini, dar și oameni supărați că trec prin acest calvar la fiecare întoarcere acasă. Timp aștept. De o oră aproape. Cum ți se pare toată nebunia asta? Mi se pare foarte aiurea din moment ce suntem o țară în Uniunea Europeană. Și numai la noi se întâmplă treaba asta, că peste, pe în alte locuri n-ai probleme de genul. Și după aia ne mirăm că de ce e vorbit în România halul ăsta și așa mai departe. Da. Incompetență, cât durează să dai actele, verifică mașina, mai mult de 2 minute la o mașină n-are cum să dureze. De 40 de minute. Cum se pare că e așa de aglomerat? O prostie mare. Când am venit înapoi a fost mai puțin, că m-am dus pe Vama Veche și acum... Cum vi se pare masa asta mare de mașini? V-ați așteptat? Da. V-ați așteptat? Ați consultat aplicația sau? Nu, da, ne așteptăm. Bine, dar de ce nu vă duceți acolo în vamă? Să întrebați pe domnii, nu o pe să noi. Să mergem și la el. Așa ar trebui, prima dată să mergeți acolo. După să veniți sunteți la noi. Sunteți obișnuit cu cozile din vamă? Suntem obișnuiți, că suntem plecați de să intrăm în 20 și ceva de ani. Să dispară o dată tot. Acum cât ați așteptat? Că sunteți aproape de... Avem o oră și ceva. Dacă nu era Paștele Catolic, să-i vea altceva, să-i vea o lucrare, să-i vea că se supărau ungurii și tot așa noi ne chinuim. Da. Nu ne reprezintă nimeni, nu ne informează nimeni. Suntem supărați pe autoritățile române. Majoritatea mașinilor aveau numere de înmatriculare în Germania și Austria. Doar 4 zile au stat românii acasă pentru că de mâine se întorc la muncă. Alții au profitat de vacanța elevilor și au plecat în concediu. Mergeți la muncă înapoi? Da, da. Ați venit acasă de Paștele Catolic da, și da, vă întoarceți? Da, da. Ce duceți înapoi? Mâncare. Din astea tradiționale de-a noastre, cârnați, șuncă, din astea. V-ați așteptat la cozile astea? Nu. Nici nu ne-am interesat înainte, dar nici nu ne-am așteptat. Da. Cum te plecați în concediu în perioada asta? Faceți Paștele dincolo? Nu. Suntem în vacanță, suntem în învățământ amândoi și având vacanță, am profitat de vacanță și de asta plecăm. Nu neapărat de Paște, în vacanță. 45 de minute. Nu mai pot animalele, văd că sunt nerăbdătoare. Nu, doar că ați trecut, dar normal sunt. Știți de ce e poarta asta? Nu știm. Nu știm. Mergeți în concediu sau? Nu, ne întoarcem acasă. Nu, merg la muncă, am 24 de ani și-s plecat deja de 17 ani. Dar ce să fac aici? Cu școală, cu tot ce vrei și fără pile, fără așa ceva, aici în România nu prea faci nimic. Muncă la muncă, doamne. La muncă plecați. Da, da. Ați venit acasă de Paștele da. Catolic? Da, de Paștele Catolic. Ați adus și provizii? Ce se poate. Ca să fluidizeze traficul, polițiștii de frontieră au muncit la capacitate maximă. Având în vedere faptul că suntem în perioada sărbătorilor pascale, în prezent se înregistrează un trafic crescut în punctul de trecere a frontierei Nădlac 2. În acest sens, au fost dispuse măsurile aflate în competența instituției pentru fluidizarea traficului de persoane și mijloace de transport. Astfel a fost suplimentat personalul Poliției de Frontieră care își desfășoară activitatea la controlul documentelor și arterele de control până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere. De asemenea, se menține un contact permanent cu autoritățile de frontieră vecine, astfel încât controlul de frontieră să se desfășoare cu operativitate. În prezent, în PTF Nădlac 2, care este cel mai tranzitat punct de trecere, se lucrează pe 8 artere pe sensul de ieșire din țară. Pentru evitarea supraaglomerării unor puncte de trecere a frontierei, recomandăm participanților la traficul transfrontalier
consultarea aplicației Trafic Online și utilizarea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise în regim internațional la granița cu Ungaria. Pentru că nu vor fi acasă de Paștele Ortodox, românii au luat cu ei bucate tradiționale pe care nu le pot găsi în magazinele din străinătate. Da, da, da. Nu găsiți așa ceva în Germania? Nu, nu, nici vorbă. N-ai cum să găsești așa ceva. Da, hai să-ți arăt. Hai, arăt. Aici, zacuscă. Ce ai adus? Am niște zacuscă, dar în spate, țigări. Țigări cât de multe. Așa. Mi-a luat o măsuță. O măsuță șmecheră. Asta e duba de la lucru, o pun. Și mâncare? Și mâncare mai în spate. Sunt multe haine. Sarmale. Știi? Da, au și sarmale, dar mai în spate. În fiecare an, în preajma sărbătorilor, vămile din vestul țării se aglomerează, traficul crește chiar și de 3 ori față de o zi obișnuită. Moment istoric în weekendul trecut la aeroportul internațional Arad. Sâmbătă a plecat primul avion din Arad cu destinația Egipt-Hurghada. Televiziunea Arad a realizat o emisiune avându-l ca invitat pe Ovidiu Moșneac, directorul general al aeroportului, care ne-a vorbit despre zborurile spre Egipt și cele din Antalya. Ultima perioadă, Egiptul a simțit așa o dezvoltare extraordinară. Iată că am reușit și de la Arad să realizăm acest zbor. A fost destinația anului în 2021, iată, rămâne pe un trend ascendent. Cât timp durează zborul? Zborul durează aproximativ 3 ore până în Hurghada. Când au loc zborurile? În fiecare zi de sâmbătă? Da, în fiecare zi de sâmbătă, la ora 16 ar trebui să decoleze aeronava către Hurghada și oamenii să-și petreacă acolo un concediu bine meritat. Conducerea aeroportului internațional Arad a păstrat și anul acesta o serie de facilități importante. Și în selecția aeroporturilor cred că este important și de menționat faptul că aici au parcare gratuită pe tot parcursul sejurului, iată o facilitate pe care o mențineți și în acest an. Da, desigur, aeroporturile mici încercăm să găsim tot felul de incentivuri, de avantaje comerciale pentru a atrage operatorii și să utilizeze aeroporturile noastre. Important este faptul că avem un terminal de plecări modern. Iată, avem și multe condiții, avem internet Wi-Fi gratuit, avem 150 de locuri de parcare disponibile pentru cei care pleacă, salonul mama și copilul, 6 birouri de check-in. Zborurile spre Egipt vor fi efectuate până în luna iunie, cu posibilitatea de a reveni din toamnă. Ele au fost anunțate până în luna iunie, urmând ca din iunie să treacă pe zborurile de Turcia, având în vedere că iulie, se știe, Egiptul este foarte cald și cerurile sunt scăzute și tocmai de aceea iulie și august nu mai există Egipt. Noi nutrim speranța că va funcționa bine, că se va vinde bine, că vor fi pasageri și că vor continua după acea perioadă de iulie-august, adică speranța mea este să existe zboruri și din septembrie-octombrie, noiembrie. Zborurile spre Antalya vor începe în luna iunie și se vor încheia pe 21 septembrie. Directorul aeroportului a venit și cu un mesaj pentru tur operatori. Este foarte dinamică piața de turism, nu știi niciodată ce se întâmplă. Este o competiție acerbă aici, sigur că da. Așa este. Cu toate că la noi, având tarife mai bune, avantajele acestea cu parcarea, ar trebui să fie mai atrași să vină să opereze de aici. Fiind un aeroport mai mic, avem și o altă disponibilitate. Adică nu ne încurcă, știu eu, care zbor de linie de la ora cutare cutare. Poți să pui slotul, care este intervalul orar în care el efectuează zborul de pe aeroportul din Arad, când dorește el, adică nu sunt restricționat de alte sloturi. Emisiunea, care va cuprinde și alte subiecte legate de activitatea aeroportului internațional Arad, va fi difuzată mâine de la ora 18:30 la TV Arad și live pe pagina de Facebook TV Arad.
După 2 ani în care de Paște biserica a fost închisă, iar mai apoi slujbele s-au oficiat doar cu un număr limitat de credincioși din cauza pandemiei de COVID-19, cel mai mare loc de pelerinaj romano-catolic din vestul României a fost plin la slujba de înviere, care a fost oficiată sâmbătă seara la Maria Radna. În acest an, în sfârșit, iarăși ocazia să primim credincioșii care vin aici la Maria Radna, care participă de ani de zile sau chiar de 10 de ani de această sărbătoare cea Maria Radna. Este un prilej important, este cea mai importantă sărbătoare a creștinismului și știm că ce înseamnă această sărbătoare. Omul că trăiește este în căutare, caută. Căutăm pentru viața noastră de fiecare zi lucruri, fiindcă nu suntem mulțumiți cu orice. Noi avem pretenții. Avem pretenții de la familia noastră, avem pretenții de la Dumnezeu, avem pretenții și ceea ce privește viața noastră de fiecare zi. Ne dorim să avem un partener alături de noi care ne iubește, care ține la noi. Avem pretenția să găsim un loc de muncă potrivit. Deci suntem într-o anumită căutare toată viața. Credincioșii spun că abia au așteptat ridicarea restricțiilor și revenirea la normalitatea de dinaintea pandemiei de COVID-19. Mergând pe drumul crucii, dacă îți pui o dorință care o ai, se împlinește. Dar nu atunci când o vrei tu, atunci imediat. Trebuie să treacă o perioadă de timp. Nu e ca și cum succes de buton și se întâmplă. Nu? Este. Sunt foarte multe minuni. Nu știu cum e. De-aia am și venit să vedem cum e. Păi, lumea nu prea s-a uitat și a venit în aceeași număr ca de obicei. Adică, număr, cum vedeți și acum. Toată lumea preferă acum să stea online. E mai comod pentru toți, dar nu-i tot unul, e sentimentul, e biserica. Inclusiv credincioși ortodoxi au participat la slujba de înviere de la Paștele Catolic. Suntem veniți din Lipova, suntem ortodoxi, dar cu toate astea respectăm confesiunile celorlalte. Venim și de Paștele Catolic, sigur că da. Cum a fost în ultimii 2 ani de Paște? Cel puțin la Radna au fost restricții? Îmi pare foarte rău, dar nu am fost în țară. Ultimii 2 ani de zile am fost plecată. Poate doamna să vă spun. A fost foarte bine și așa cu pandemie, cu mască, cum s-a putut, da, s-a venit. Acum e mai liber? Acum e mai liber. Avem masca pregătită în cască, dar deocamdată e în regulă. Sfânta Lumină a fost aprinsă în fața Bazilicii. Și prin aceste sărbători ale Paștelui înflăcărează-ne de dorințe cerești, ca să putem ajunge cu inimi curate la sărbătorile Luminii Veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Amin. În timpul slujbei, preotul a binecuvântat cu lumânarea de la Paște apa care va fi folosită la botezurile de peste an. Te rugăm, Doamne, să coboare în această apă, prin Fiul Tău, puterea Duhului Sfânt, pentru ca toți înmormântați fiind împreună cu Hristos prin botez, să învie împreună cu El la viața dumnezeiască, prin Hristos Domnul nostru. La finalul slujbei, preoții și credincioșii au înconjurat piața din fața bazilicii. Aceste zile ale învierii Domnului Iisus este un motiv în plus ca să căutăm să ne apropiem de Sfânta Maria, Iisus și Dumnezeu Tatăl. Ceea ce se întâmplă și în această noapte, când două femei au plecat, fiindcă le-a lipsit ceva, le-a lipsit Iisus, s-au dus să-L caute, s-au dus în cimitir și acolo au întâlnit un om care le-a zis: nu căutați pe Cel care trăiește printre morți, Iisus a înviat. Asta este vestea cea bună pentru toată omenirea.
indiferent dacă suntem buni sau răi, dacă credem sau nu credem, dar să știm că Hristos a înviat pentru toată lumea. Pentru această bucurie ne adunăm în seara asta, fiindcă știm că Hristos este cu noi, așa cum a promis, până la sfârșitul veacurilor. Dacă El este cu noi, atunci mergem cu încredere și cu respect înainte, fiindcă știm, El va avea grijă de noi, de fiecare dintre noi. Pentru asta vrem să-i mulțumim. Toate slujbele sunt oficiate în limbile română, maghiară și germană și sunt transmise în direct și pe contul de Facebook al Basilicii Papale Maria Radna, care este cel mai mare obiectiv turistic din județul Arad. Hristos a înviat. Atestată documentar de peste 700 de ani, Mănăstirea Maria Radna a primit în anul 1992 de la Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea titlul de Basilica Papală Minor, iar aici se găsește o icoană a Maicii Domnului cu pruncul Isus, care este făcătoare de minuni. Sute de credincioși au participat duminică la slujba de Paștele Catolic susținută în trei limbi la Bazilica Papală Maria Radna, dar vânătoarea de ouă de Paște a fost cel mai așteptat moment de către copii. Cele 100 de ouă de Paște au fost ascunse în iarba și frunzișul de pe dealul din spatele bazilicii. Copiii au fost împărțiți în două grupe, cei mici care au plecat primi în căutare și cei mai mari. Unii s-au organizat în echipe ca să aibă mai mult succes, iar cei mai mici au pornit de mână cu părinții sau bunicii. Am găsit un ou. A fost greu să cauți? Nu. Ai mai fost și în alți ani? Da. Ești obișnuit? Da. Cât ai găsit, multe? Cred că în jur de 10. Ai mai participat și în alți ani? Da. Ești obișnuită? Da. Ați făcut echipă cu mai mulți? Noi trei. În două. Și unde le-ai găsit ascunse? Că s-a lucrat ascunsele. Este o tradiție mai nouă pe care am introdus-o cu în jur de 15 ani în urmă și am văzut că place copiilor, place părinților și am zis, de ce să nu facem și noi? Este ceva frumos. Când copiii vin și caută ouă, am pregătit ca în fiecare an 100 de ouă în bucătăria sa, parohie, ea se ocupă de astea. Sigur, și l-am pregătit deja cu 2-3 zile în urmă. Și au aceeași culoare, de culoare roșie, și acum chiar și noi care participăm fiecare an și noi ne-am bucurat că de bucuria copiilor. Este cea frumos. Slujbe speciale de Paște au avut loc și în această dimineață la Maria Radna. Toate slujbele sunt oficiate în limbile română, maghiară și germană și sunt transmise în direct și pe contul de Facebook al Basilicii Papale Maria Radna. Basilica este atestată documentar de peste 700 de ani și este un obiectiv turistic de succes al județului Arad. Mănăstirea Maria Radna a primit în anul 1992 de la Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea titlul de Basilica Papală Minor, iar aici se găsește o icoană a Maicii Domnului cu pruncul Iisus, icoană făcătoare de minuni. Basilica Papală Maria Radna a fost resfințită în anul 2015, după ce a fost restaurată complet cu fonduri europene, bani de la guvern și donații ale enoriașilor. Basilica Papală Maria Radna este vizitată în medie în fiecare zi de peste 200 de turiști din țară și străinătate. Câteva zeci de mașini de epocă au defilat sâmbătă prin centrul municipiului Arad, la primul eveniment din acest an dedicat mașinilor de epocă, retro, parada de primăvară a mașinilor de epocă. Peste 80 de mașini, unele aduse din alte județe, au participat la retro paradă. Mașina e din Cluj, noi am venit din Cluj ieri, astăzi mergem înapoi către casă și am venit special pentru întâlnirea de la Arad, a retromobilistilor de aici, unde ni s-a confirmat faptul că au și ăștia un procent mare de benzină în sânge, în amestec, așa că suntem foarte fericiți. O mașină care a tras toate privirile a fost un Ford produs chiar la fabrica din Detroit, Statele Unite ale Americii. Mașina a fost al unchiului soției, care a fost inginer la Ford și l-am adus din state, din Detroit. Mașina are 21.000 de mile de la bord și totul e original, 99% pe el. Mașinile de epocă au nevoie de ani de lucru pentru a fi readuse la strălucirea de la început. De acum 10 ani se lucrează la mașină, încă mai avem de lucru la mașină. Sperăm anul
anul viitor să o terminăm să fie perfectă, fără nicio problemă. Printre exponate s-a aflat și un tractor de epocă. Bă, cositare! La expoziție au fost prezente și multe mașini militare. Orele 9:13, în platoul de aici, din Arad, din municipiu, din piața Vrămiancu, a avut loc retroparada primăverii 2022, la care au participat un număr de peste 80 de mașini. Nu am încă datele precise cu privire la numărul participanților, dar cu siguranță este cel mai mare eveniment din punctul acesta de vedere desfășurat în municipiul Arad. Sperăm ca și la evenimentele următoare să ni se alăture cât mai mulți pasionați de vehicule istorice, mai ales că de data aceasta au fost și colegi din mai multe județe, Timiș, Cluj, Hunedoara. Ne bucurăm și le mulțumim pentru că au fost alături de noi la acest eveniment. Promitem să le returnăm vizitele și să ne bucurăm împreună de acest fenomen al vehiculelor istorice, al vehiculelor clasice. Reprezentanții Retro Club Mobil spun că în acest an în Arad vor avea loc mai multe evenimente dedicate mașinilor de epocă. Pompierii militari ai secției Bârzava au fost solicitați sâmbătă după amiază să intervină în localitatea Dumbrăvița pentru a scoate un bărbat peste care căzuse un tractor. El a fost preluat de echipajul de prim ajutor. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Pompierii au fost solicitați și duminică după amiază la un puternic incendiu la o casă din Păuliș, cauzat de o defecțiune la centrala termică pe lemne. 10 pompieri militari au intervenit cu 2 autospeciale, alături de un echipaj smurt și servici voluntare pentru situații de urgență din comunele Păuliș și Ghioroc. Flăcările s-au extins și au mistuit acoperișul casei, o anexă gospodărească, dar și un garaj învecinat, în care se afla un autoturism dezafectat. Ziua ADN-ului a fost marcată la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad printr-un simpozion interesant, în care s-a pornit de la istoria descoperirii ADN și până la cunoștințele medicale avansate din zilele noastre. În aceasta, în 25, sărbătorim descoperirea sau publicarea structurii moleculei de ADN, așa că am avut o prezentare mai mult așa istorică despre cum și ce s-a făcut până când s-a descoperit această moleculă de ADN și, bineînțeles, ulterior toate lucrurile bune de care noi, societatea în general, am beneficiat pe urma acestei descoperiri și mai ales medicina. Am avut și o serie de activități pentru studenți și pentru copii. Văd că cel mai căutat este standul unde se face extracția de ADN din saliva, așa că își pot lua propriilor ADN acasă sau și l-au luat deja. Avem și un concurs, cel mai cool DNA este premiat și ne bucurăm că au venit studenții în număr mare și le-a plăcut foarte mult. Studenții prezenți în număr foarte mare au învățat și despre amprente. Prezentăm studenților amprenta degetelor și importanța lor în genetică. În timpul săptămânilor 10 până 24, se formează creste pe epidermă și crestele alea rămân toată viața. Deci nu se mai schimbă modelul și dimensiunea, ăla se schimbă, dar forma nu se schimbă. Studenții și-au prelevat material genetic și au făcut spirala vieții. Aici avem un pom ADN, iar participanții la concurs trebuie să pună biluțe corespondente pe pom. Și într-un final o să reprezinte un ADN. Un astfel de eveniment foarte interesant a atras un număr mare de studenți, mai ales că s-au întrecut și în ADN. Mulțumim universității pentru un eveniment atât de reușit. Am învățat despre istorie și ne-am luat și propriul ADN. And we did our DNA. Acțiunea este una de tradiție, iar anul acesta a ajuns la a 10-a ediție cu prezentări despre istoria ADN, lucrări practice și concursul de desen Cool ADN.
UTA a pierdut cu 1-0 în meciul cu Șep și Sfântul Gheorghe din etapa a 5-a a play-out-ului din Liga 1. Mihai Bălașa a marcat singurul gol al partidei de pe Șep și Arena chiar la ultima fază cu un șut din 7 metri în urma unei centrări din corner a lui Eder Gonzalez. Utiștii au avut ocazii importante într-o primă repriză echilibrată, dar covăsnenii au dominat clar în partea secundă și au obținut cele 3 puncte. Ionuț Badea a vorbit la finalul meciului. În multe momente din prima repriză am avut controlul jocului, cum de asemenea și poate cele mai clare ocazii de a marca. A fost un joc frumos pentru publicul spectator, cu multe tranziții, multe faze de poartă. Repriza a doua iarăși am intrat bine în joc, însă pe parcurs lucrurile n-au mai stat așa. Și acea luptă surdă la mijlocul terenului s-a transformat în final, la ultima fază, în victoria gazdelor. În condițiile date, am fost la o fază de a pleca de aici cu un punct. Dacă am fi marcat în prima repriză, evident că nu m-aș fi mulțumit cu acest lucru. De asta spun că fotbalul, fiind un fenomen al momentelor, se pot schimba multe pe parcursul lui în dinamica celor două echipe. Sepsi e o echipă bună, o echipă care a venit după niște jocuri bune cu consistență, avea și entuziasmul aferent acestor jocuri cu încrederea necesară. Dar chiar și așa, echipa în multe momente a făcut un joc bun. Din păcate, UTA pleacă acasă cu 0 puncte. Da, evident că o victorie astăzi ne-ar fi relansat din nou în lupta pentru cele două locuri de la vârf. Așa, evident că ne uităm ce este sub noi în momentul ăsta și trebuie să dăm maxim la antrenament, de 3 ori mai mult la meci, și să încercăm să-i ținem toate echipele sub noi care sunt în momentul de față. Aceste faze standard, cornerele defensive au aparținut aproape în totalitate gazdelor. N-am reușit să lovim aceste mingi noi primii, așa că s-au creat destul de multe ocazii din punctul ăsta de vedere, dar chiar și așa, să rămâi într-un final la o singură fază, să pleci cu un punct de aici, cred că teama asta de a nu greși a funcționat repriza a doua mai mult spre final și din cauza asta ne-a dus la golul primit. Ardenii rămân cu 26 de puncte după acest eșec, 4 în plus față de Chindia, formația aflată pe primul loc de baraj. În următoarea etapă, roșalbii vor juca pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 13:30, chiar împotriva echipei din Târgoviște. Finala din Liga Națională de Basket Feminin debutează în această săptămână, cu primele două partide. Miercuri, de la ora 17:30, și joi, de la ora 19, Basket Arad va încerca să obțină rezultate pozitive la Sfântul Gheorghe, contra campioanei din ultimii 5 ani, Șepși. Președintele Marcel Urban, antrenorul Bogdan Bulj și basketbalistele Branchița Hadzovic și Laura Vaida au prefațat ultimul act al campionatului. Este un moment plăcut după foarte mulți ani, pe care l-am așteptat cu nerăbdare, din pricina situației financiare n-am reușit ca să ajungem într-o finală de Liga Națională de 8 ani de zile. Este un moment important pentru clubul nostru. Vom trata această finală cu cea mai mare responsabilitate și motivație posibilă pe care trebuie să o avem, din toate punctele de vedere. În primul rând moral, în al doilea rând din punct de vedere al pregătirii pe care am efectuat-o pentru această finală. Știm că întâlnim o echipă foarte puternică, care este campioana țării de vreo 5 ani încoace. La un moment dat trebuie să vină și cineva care să-i oprească. Am încredere că noi putem fi aceștia, chiar dacă nu se acordă nici cea mai mică șansă. De când am venit eu aici, echipa a fost unită, s-a luptat pentru fiecare minge, pentru fiecare posesie defensivă. Echipa a avut o energie foarte bună, lucru foarte important într-o finală. Toți membrii staffului sunt importanți, facem totul împreună, vorbim despre orice. Ca și echipa, stafful este unit, iar asta este foarte important pentru club. Toată lumea care face parte din acest club a făcut o treabă foarte bună în semifinală, inclusiv sponsorii și fanii. Vom da totul. Șepși este o echipă foarte bună, care a câștigat
câștigat ultimele 5 titluri. Credeam că semifinala cu Satu Mare se va încheia în 5 meciuri. Nimeni nu credea că vom învinge cu 3-0. Iar acum vom merge la Sfântul Gheorghe, unde nu avem nimic de pierdut. Vom arăta că avem energie, nu ne vom da bătute. În semifinala cu Satu Mare am învățat că trebuie să ne luptăm din primul minut al încălzirii până în ultimul minut al meciului. Evident că am ales bine. Sunt în semifinală, Satu Mare nu este. Acum, evident, nu pot. În finală. Evident, nu pot specula ce s-ar fi întâmplat dacă mergeam la Satu Mare, dar îmi convine prezentul foarte mult și mă bucur de alegerea pe care am făcut-o și nu numai pentru că sunt în finală, dar și pentru că îmi place foarte mult echipa. Chiar mă simt ca și cum probabil este cea mai unită echipă în care am fost de când joc basket, din punct de vedere al momentelor grele prin care am trecut, din punct de vedere al cum ne bucurăm când suntem în momente bune și cum suntem și pe teren și în afara terenului. Evident, avem diferențele noastre ca și persoane care vin din multe colțuri ale vieții și ale lumii, dar cu toate astea suntem destul de mature și profesioniste și cu capul pe umeri ca să menținem o relație foarte bună ca și colegi de echipă și e un lucru care îmi place foarte mult aici la... După cele două întâlniri de la Sfântul Gheorghe, finala vine la Arad pentru meciul 3, care se va disputa marți 26 aprilie de la ora 19. Dacă va fi cazul, cel cu numărul 4 va avea loc tot în orașul nostru o zi mai târziu, iar un eventual meci decisiv s-ar disputa sâmbătă 30 aprilie pe terenul campioanei. Totul de săptămână ne aduce vreme capricioasă, cu soare pe cer, dar și precipitații. Temperaturile vor oscila considerabil de la o zi la alta. La noapte cerul va fi înorat, însă ploile vor fi mai reduse. Temperatura maximă va fi de 1 grad Celsius, însă pot fi înregistrate și temperaturi negative. Mâine cerul va fi înorat și va ploua în mai toată regiunea. Temperaturile se mențin scăzute pentru normalul acestei perioade și vor fi înregistrate maxime de 12-13 grade Celsius.